Operatorii economici sunt obligați să afișeze noul număr de telefon la loc vizibil, adică lângă casa de marcat, lângă orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului. Noul număr de telefon cu tarif normal 021-9551 poate fi apelat de orice consumator pentru a fi îndrumat ce are de făcut în cazul în care dorește să facă o sesizare. Noua reglementare nu a fost luată în serios de agenții economici, chiar dacă sunt obligați. Cert este că nici nu pot fi sancționați. Daniela Michi, directorul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului, a explicat de ce. Deocamdată, actul normativ nu prevede ca și sancțiune neafișarea. Vorbim despre faptul că acești operatori economici au obligativitatea afișării acestor numere de telefoane, dar, din păcate, actul normativ nu prevede și obligativitatea sancționării. Însă este o aplicare a regulamentelor și a practicilor europene, conform cărora operatorii economici sunt obligați să desfășoare anumite activități pentru o relație bună cu consumatorii și pentru a da consumatorului posibilitatea să se adreseze instituțiilor în drept în cazul în care constată deficiențe. Noul număr de telefon nu este cunoscut nici de cetățeni. Oamenii spun că atunci când au avut o sesizare de făcut, au mers direct la sediul instituției sau au luat numărul de telefon de pe internet. Când aveți de făcut o reclamație, la ce număr sunați la OPC? Știți? Nu. S-a schimbat. De la 1 februarie este altul. Se poate, dar nu știu. Până acum ați făcut vreo reclamație? Am fost acum vreo 2-3 ani. Și am fost degeaba. Dacă aveți de făcut o reclamație, la ce număr sunați la OPC? La OPC? Nu, n-am sunat niciodată și n-am nimic. S-a schimbat numărul de la 1 februarie, este alt număr, 021-9551. O să sunăm la numărul ăsta dacă o să fie nevoie. Dar până acum nu ați sunat? Nu, n-am și avut nici de reclamație. Și nici nu știați numărul cel nou? Ei, dar pe calculator te poți informa imediat și la. Nu e o problemă.